Medicii de familie din Constanța spun că acest sistem de introducere a rețetelor prescrise online a creat probleme încă de la apariția lui. Mai exact, au existat numeroase defecțiuni, iar uneori medicii de familie s-au găsit în imposibilitatea de a înregistra rețetele în sistemul informatic. Luna trecută, un control efectuat de către Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate la Constanța a scos la iveală faptul că aproape 300 de medici de familie nu au introdus aceste rețete, deși aveau la dispoziție 30 de zile. Trebuiau să introducă în sistemul informatic toate prescripțiile electronice prescrise offline în termen de 30 de zile. Iar dumnealor nu au făcut acest lucru. Bineînțeles că medicii de familie au avut și nemulțumiri, dădeau vina pe sistemul informatic. Într-adevăr, au mai fost probleme cu sistemul informatic, dar niciodată nu s-a întâmplat ca acesta să nu funcționeze 30 de zile. Medicii prinși pe picior greșit au fost amendați cu 10% din valoarea contractului încheiat cu casa de asigurări. Înseamnă că pentru o rețetă neintrodusă în sistem și a cărei valoare nu depășește 10-15 lei, un medic scoate acum din buzunar chiar și 400 de lei. Lucru care evident îi nemulțumește, mai ales că, spun ei, vina nu le aparține și nimeni nu a fost prejudiciat, iar rețetele au fost eliberate în sistem electronic. E clar că este subdimensionat sistemul informatic. La mine merge și în același moment, în alt cabinet, peste drum, nu funcționează sistemul. Da? Deci, practic, e ca și cum nu încăpem, că am înțeles că ar fi cam 9.000 de accesări pe secundă. Nu încăpem toți. Și, aleator, unii suntem lăsați afară până când ai și tu loc. Cam așa se întâmplă. Deci, până nu va fi dimensionat și să se asigure o mentenanță, noi ne-am săturat să fim specialiști IT. Poziția noastră este una de a sensibiliza și de a arăta că această clauză este o clauză abuzivă, care trebuie să fie scoasă din noul contract, care nu trebuie să mai existe, pentru că nu este vina medicului de familie. Că sistemul nu funcționează, că funcționează cu foarte multe deficiențe. Probabil că la acel moment se considera, când s-a semnat contractul în 2014, se considera că acest sistem informatic va funcționa cum trebuie. Medicii de familie constanțeni vor să conteste sancțiunile și implicit raportul de control. Mai mult decât atât, se gândesc chiar să dea în judecată casa de asigurări.